2 2 2 2 1 2. Bună seara și pace vouă! Bine ați venit în casa lui Dumnezeu! Haideți să lăsăm duhurile noastre să se conecteze cu Duhul lui Dumnezeu care este prezent în locul acesta, în seara aceasta. Aș vrea să începem serviciul de închinare în seara aceasta. Avem niște probleme tehnice. Fratele care este sus la tehnică este blocat într-un traffic jam prin Blackwell Tunnel și vom începe fără versuri. Ni s-a mai întâmplat odată treaba asta și țineți minte cum am procedat atunci. Eu voi recita versul înainte de terminarea primului, de terminarea versului, voi recita versul următor. Și voi, dacă vă concentrați, mă puteți auzi pe mine și veți ști versul care îl veți cânta. Și în felul acesta vom încerca să ne închinăm Domnului. Aș vrea să vă rog pe cei care sunteți în spate, haideți cu toți, până aici, toți cei care sunteți în spate la familia Iacob, toți vă rog să veniți mai în față, rândurile astea din față, suntem puțini în seara aceasta, haideți să venim cu toții aproape și să putem să ne simțim aproape și să fim aproape și fizic și în duhurile noastre. Vă invit să vă ridicați în picioare, în același timp vă invit de asemenea să veniți și în față. Aș vrea ca să cerem binecuvântare peste seara aceasta. Este o mare bătălie care se dă ca sufletele noastre să nu se poată închina Domnului în seara aceasta. Dar noi, în numele lui Iisus Hristos, înaintăm, mergem cu putere înainte și vrem să lăudăm pe Domnul cu toată puterea noastră în seara aceasta. Tatăl nostru care ești în ceruri, Doamne, înaintea Ta stăm în seara aceasta și îți mulțumim de oportunitatea pe care ne-ai dat-o de a sta în prezența Ta. Mulțumim, Doamne, că ai îngăduit ca să ajungem în seara aceasta la închinare. Doamne, vrem să ne smerim. Vrem să ne pocăim de păcatele noastre. Ne prezentăm înaintea Ta, Doamne, după o săptămână în care am fost încercați, loviți, poate am căzut, am avut și biruințe datorită Ție, dar, Doamne, cu siguranță am greșit înaintea Ta și am vrea ca să Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos ca să ne ierți în seara aceasta. Să dai peste fiecare dintre noi o iertare desăvârșită. Încă o dată, Doamne, Te rugăm să ne speli în sângele Domnului Iisus Hristos, să ne curățești și am vrea, Doamne, ca curățiți și eliberați de Tine să putem sta în prezența Ta. Te rog, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos, binecuvintează biserica Ta, binecuvintează timpul de închinare și dă-ne, Doamne, o inimă potrivită fiecăruia în parte, ca astfel Duhul nostru să se conecteze cu Duhul Tău, inima noastră, întreaga noastră ființă să laude numele Tău cel Sfânt. Ție, Doamne, îți dăm slavă, cinste, glorie și închinare, că Tu ești Dumnezeul care meriți, acum, în seara aceasta și în vecii vecilor. Amin. Amin. Ce bucurie când ni se zice, veniți cu toți la casa Domnului. Se aude? Auzi? Veniți cu toți la casa Domnului. În dragoste și în părtășie. Să înălțăm cu toți numele Lui.
să se bucure toți cei ce te iubesc, să te laudă și te preamăresc. Pacea ta să rămână peste ei mereu. Prin prezența ta, Sfânt Dumnezeu. Să-i mirim tot mai sus, spre onoarea și iubirea ce-ți dăruim ție, Iisus. Să se bucure cei ce te iubesc, ce te laudă și te preamăresc. Pacea ta să rămână peste ei mereu. Prin prezența ta, Sfânt Dumnezeu. Când norii vor apare, noi spre Tine, Doamne, să privim. Tu vei fi un veșnic soare, luminos, puternic și senin. Să te bucure cei ce te iubesc, Doamne, ce te laudă și te preamăresc. Pacea ta să rămână peste ei mereu, prin prezența ta, Sfânt Dumnezeu. Seara aceasta să cântăm cu bucurie Dumnezeului nostru, să-L lăudăm pe El căci este vrednic. Hristos a venit în lumea noastră, datorită Lui suntem în locul acesta. El este sursa bucuriei noastre, amin? Haideți să-L lăudăm pe El. Cântați toți de bucurie, de bucurie că Hristos a născut. Omenirea să-L primească, Regele-i suprem. Omenirea să-L primească, Regele-i suprem. Iar inima omenească, inima omenească, lui să-i găsească loc. Lui să-i găsească loc.
El va domni în iubire peste întreaga lume. Popoarele cu dreptate, îl vor sălbi pe El. Îl vor sălbi pe El. Slăvit să fie Domnul! În seara aceasta lăudăm numele Lui și înălțăm cu bucurie în locul acesta. Amin? Doamne, numele Ți înalți! Adresează-i Domnului cântarea aceasta ca o rugăciune. Spune Domnului, Doamne, sunt fericit că Te am în seara aceasta. Fericit că ești în inima mea, fericit că ești în locul acesta. Doamne, numele Ți înalți! Doamne, laudă-Ți când ție! Doamne, laudă-Ți când ție. Fericit sunt că Te am. Fericirea Ta e tare. Tu ai venit pe pământ să ne salvezi. Pe cruce ai murit, iertat să fim. De pe cruce în mormânt, din mormânt la cer, să fii înălțat mereu. Tu ai venit să ne salvezi, să-ți pe cruce ai murit, iertat să fii, de pe cruce mormânt, din mormânt la cer, să fii înălțat mereu. Numele Ți înalți în seara aceasta. Doamne, laudă-Ți când ție. Fericit sunt, Doamne, că Te am. Fericirea Ta, iubire. Fericirea Ta e tare. Tu ai venit pe pământ, Doamne, ca să mă salvezi. Tu pe cruce ai murit, iertat să fii. De pe cruce, din mormânt, din mormânt, din mormânt, sus la cer, să fii înălțat mereu. Acesta e Dumnezeul nostru, a venit în lumea noastră să se atingă de fiecare dintre noi, ca să ne poată mântui, să ne poată izbăvi, să poată fi prezent cu noi în fiecare zi, în lumea aceasta. Haideți să ne rugăm Domnului prin cântare și să spunem, Doamne, dă-ne înțelepciune, Doamne, dă-ne putere, Doamne, dă-ne iubire, Doamne, vrem să ascultăm cuvântul Tău, amin? Amin, Domnul să ne ajute! Roagă-te Domnului prin cântare. Doamne, dă-ne înțelepciune și putere și iubire. Doamne, vrem să ascultăm cuvântul Tău. Azi venim în fața Ta. Dă-ne, Doamne, harul Tău.
să fim vii pentru împărăția ta. Trezește-ne din nou. Doamne, atinge-ne din nou. Peste noi tu mâna ta s-o pui. Peste noi tu mâna ta s-o pui. Și lumina ta să ardă în noi. Prin puterea Duhului. Prin puterea Duhului. Pune-o dar nu pentru o zi. Să ardem veșnicii în noi. Și să ardem veșnicii în noi. Cu adierea Duhului Tău Sfânt. Doamne, atinge-ne din nou. Doamne, mulți au obosit. Și în inimi sunt răniți. Vindecarea lor este doar în mâna ta. Doamne, mulți au obosit. Și în inimi sunt răniți. Vindecarea lor e doar în mâna ta. Doar în mâna ta. Să ne atingi pe fiecare. Cu puterea crucii tale. Să fim vii pentru împărăția ta. Trezește-ne din nou. Doamne, atinge-ne din nou. Peste noi tu mâna ta s-o pui. Și lumina ta să ardă în noi. Prin puterea Duhului. Bună, Doamne, dar nu numai pentru o zi. Și să ardă în veșnicii în noi. Cu adierea Duhului Tău Sfânt. Doamne, atinge-ne din nou. Peste noi mâna ta s-o pui. Peste noi tu mâna ta s-o pui. Și lumina ta să ardă în noi. Lumina ta să ardă în noi. Prin puterea Duhului. Pune-o dar nu pentru o zi. Și să ardem veșnicii în noi. Cu adierea Duhului Tău Sfânt. În seara aceasta, Doamne, atinge-te de noi. Numai Dumnezeu este Cel ce se poate atinge de fiecare dintre noi. Lasă-L în seara aceasta să se atingă de tine, să-și pună mâna Lui peste tine. Vino și declară măreția Lui, declară gloria Lui, pentru că prin El, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie gloria. A Lui să fie gloria. A Lui să fie gloria.
Lui să fie gloria în veci de veci, amin. El. Sunt toate lucrurile. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie gloria. A Lui să fie gloria. A Lui să fie gloria. În veci de veci, amin. Rămânem ridicați pentru a citi doar un verset din Proverbe 15, versetul 15. Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Ocupați locurile. Dacă ești aici în locul acesta, în seara aceasta, și crezi că nu ai un motiv pentru care să fii mulțumitor, te rog, verifică-ți pulsul. Faptul că ai o inimă care bate, că sângele îți circulă în corp, că mă auzi, că te văd și că mă vezi, este motivul pentru a fi cel mai mulțumitor, pentru că ești în viață. Spune că niciodată nu apreciem prețul vieții decât atunci când suntem pe cale să o pierdem. Dar noi nu suntem aceia care ne limităm doar la a fi în viață, nu-i așa? Am citit cândva acea fabulă cu cioara. Se spune că era o cioară și era ca toate ciorile. Era liberă și era bine. Și era fericită în felul ei de cioară. Până într-o zi când zbura deasupra unui lac și a văzut o lebădă albă, frumoasă, strălucea în soare. Și a spus, wow, na, acum eu cred că lebăda aceasta este fericită, într-adevăr. Nu ca mine. Pe mine tăți mă alungă. Eu sunt urâtă. Și s-a dus la lebădă și a spus, lebădă, am venit doar să spun că îmi place. Ești frumoasă. Ești frumoasă și cred că ești foarte fericită. Și lebăda a spus, da, e adevărat, toată viața mea am fost fericită până într-o zi, când am văzut un papagal în două culori.
auzi? Două culori. Eu sunt albă. Eu sunt ca o coală de hârtie albă, simplă. Dar papagalul, două culori. Frumos! Și a dus cioara la papagal și a zis: ești fericit, nu-i așa? Ești cam eu, sunt negru, aia e albă, simplă. Tu, cu două culori. Și foarte fericit, nu-i așa? Foarte fericit am fost. Până într-o zi. Într-o zi am văzut un păun. Știi ce la un păun? Tu știi câte culori are? Și nu că le are, dar se mai și schimbă. Pe când mișcă așa coada, se schimbă. Magic. E, aia, eu cred că e o pasăre foarte, 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 foarte fericită. Frumoasă. Și s-a dus într-o zi, cioara, din povestea noastră, s-a dus la o grădină zoologică. Că acolo era un păun. Și a văzut câteva zeci de oameni care, wow, se uita la el, o admira, și păunul se mișca și se întorcea. Și era frumos. Și s-a dus și a spus: te simți bine, nu-i așa? Ești fericit. Ești frumos. Uită-te la tine. Ce să-ți mai dorești când tu ai toată frumusețea care o pasăre poate să o aibă? Tu trebuie să fii cea mai fericită pasăre de pe pământ, full stop. Și pe unul a zis: așa am crezut că sunt. Dar vezi tu? M-am uitat în grădina asta zoologică și din toate păsările care sunt, numai cioara nu este închisă. Numai cioara e liberă. E liberă să se ducă, să fie. Vezi tu, eu sunt frumos, poate sunt cea mai frumoasă pasăre, dar sunt închis. Frumusețea mea nu mi-e de ajuns, că oamenii mă închid pentru a mă admira și mă aposeda. Tu trebuie să fii cea mai fericită, pentru că ciorile sunt cele mai libere. Nimeni nu are o cioară ca animal de companie, nu-i așa? Nimeni nu crește ciori de plăcere. Morala este că fiecare avem ceva pentru care să fim mulțumitori. Dar doar atunci când ne vom uita la noi înșine, în felul cum Dumnezeu ne-a intenționat pe noi să fim, la limitările care ni le-a pus, la înfățișarea noastră, la felul nostru cum ne purtăm și ce ducem și ce aducem. Pe noi ne-a făcut în asemănarea Lui. Nu-i destul de onorabil? Mai presus de toate suntem noi. Și îngerii sunt geloși pe noi. Nu-i de ajuns? Când am citit acest verset, am realizat că mulțumirea inimii mele și starea mea de bine este în cercetarea smerită care mi-o fac și în felul meu de a fi mulțumitor lui Dumnezeu pentru ce am. Cât mi-a dat. Dumnezeu ne cheamă astăzi să fim mulțumitori. Să fim mulțumitori chiar și în luna cadourilor, în luna ieftinirilor. E culmea, la americani îi Thanksgiving Day și imediat ziua a doua, Thanksgiving Day, e Black Friday. Când oamenii, când sunt reducerile mari și oamenii se calcă în picioare, l-aș cumpăra lucruri mai multe pentru care deja erau mulțumitori la Thanksgiving Day, nu-i așa? Haideți să poposim un pic din alergarea noastră și din dorința noastră de a acapara și de a avea mai mult. Hai să ne uităm la ce avem. Hai să ne luăm pulsul, în primul rând. Hai să mulțumim de viața din noi și de nădejdea din noi. Hai să mulțumim că atunci când vom pleca goi cum am venit,
nu ne vom duce într-un loc al uitării, într-un loc al nenorocirii. Faptul că suntem astăzi aici, că ni se vestește vestea bună și cuvântul, este pentru că Dumnezeu intenționează să ne facă această ofertă. Dumnezeu dorește ca El să ne fie de ajuns. Și apoi toate celelalte vor veni cum vor veni, la unii mai mult, la unii mai puțin. Dar să avem destul, să avem îndeajuns Dumnezeu în noi. Aceasta ne va face atractivi, aceasta ne va face mesajul nostru să fie unul veridic în lume și lumina noastră să strălucească cum trebuie. Când vom avea destul Dumnezeu în noi și apoi celelalte. Haideți să ne ridicăm. Dorim să facem grupuri de câte 2, 3, maxim 4 persoane. Și aș dori să-i aduceți lui Dumnezeu mulțumiri. Să-i mulțumiți că astăzi sunteți aici și că sunteți ce sunteți prin El. Amin.
Haideți să ne ridicăm să încheiem cu rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slavă în veci. Amin. Amin. Ocupați locul. Pace. Avem, da? Slăvit să fie Domnul! Vă binecuvânt în numele Domnului Iisus Hristos și vă spun fiecăruia în seara aceasta un bun venit în casa lui Dumnezeu. Aș vrea ca, într-un mod special, în seara aceasta să salutăm în mijlocul nostru pe fratele Corneliu Cocioabă, împreună cu soția dânsului. Ei sunt misionari în Filipine, Domnul să-i binecuvinteze și în câteva momente le vom da oportunitatea ca să ne spună ce fac frații acolo în Filipine. Aș vrea să întreb dacă este cineva care e cu noi pentru prima dată în locul acesta. Vreți să ridicați până sus să vă vedem? Domnul să te binecuvânteze, bine ai venit în mijlocul nostru. Ce ați zice dacă am luat câteva momente să ne salutăm unii pe alții? Binecuvântează pe cel din stânga, din dreapta, dar cu un zâmbet și cu căldură și cu dragoste. Ca de obicei, la terminarea bisericii, continuăm părtășia noastră în casa lui Dumnezeu. Vă invit să nu plecați repede acasă astăzi. S-a pregătit o de ziua votului României, s-a pregătit ceva românesc. Cine a fost la vot de aici? Cine a fost la vot? Nimeni! Nimeni! Aoleu! N-avem cine vota. Frate, ai dreptate! Aoleu! Nici n-am fost la vot. Vă mărturisesc că nici n-am fost la vot. Cred că este prima dată când nu merg la vot. De când mă știu în Anglia. Eram prea departe și nu aveam cum să ajung. Totuși v-am pus un video acolo și v-am îndemnat să mergeți la vot. Dar nădăjduim că Dumnezeu va scoate niște oameni. Cineva trebuie să iasă. Nădăjduim că Dumnezeu va scoate pe cei mai buni dintre cei mai, să nu zic eu altceva, să scoată cei mai buni din țara noastră. Și așa cum, pentru cei care ați apucat să vedeți video care l-am pus, să știți că noi credem că Dumnezeu are planuri bune cu țara noastră. Și noi toți trebuie să ne facem partea ca țara noastră să funcționeze. Și la un moment dat, când noi ne vom întoarce în România, sper că fiecare dintre noi vom aduce un nou suflu, un nou gând. Și bănuiesc când diaspora va fi fugărită acasă de europeni, sperăm că atunci vom putea face ceva mai bun împreună. Câteva lucruri care privesc bunul mers al bisericii. Vineri seară ne întâlnim la ora 5:30 cu tineretul aici în casa lui Dumnezeu, în sala din spate, toți cei până la vârsta de 21, să zicem așa, sau necăsătoriți, nu, până la 21 necăsătoriți, să zicem, vă primim la tineret. Apoi de la ora 7:30 avem seara de rugăciune. Este o seară când stăm în părtășie și stăm la spărtură. Și cine vrea să stea la spărtură este invitat să vină vinerea seară. Apoi sâmbătă la ora 12 ne întâlnim aici să facem curățenie totală, să facem curățenie generală în clădire. La ora 12, frații englezi ne cheamă de la ora 2 să ornăm sala și să o pregătim pentru perioada
de sărbătoarea Crăciunului, a nașterii Domnului Iisus Hristos, aș vrea să vă spun ceva, ca să nu repet asta, să nu mă postați că am zis de Crăciun și de nu știu ce. Fraților, sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos, oamenii i-a dat un nume de Crăciun. Noi nu sărbătorim Crăciun, noi sărbătorim nașterea Domnului Iisus Hristos. Dar este un cuvânt care cumulează toate acestea într-un singur cuvânt și ne-e mai ușor să-l folosim. Așa că să nu mi-o luați în nume de rău. Eu sărbătoresc nașterea minunată și miraculoasă a Domnului Iisus Hristos în lumea noastră. Amin? Binecuvântat să fie numele Lui. Deci, sâmbătă la ora 12 ne întâlnim la curățenie aici. Cine poate să vină prin ridicare de mână? Cine poate să vină la curățenie? Mâna sus să vă văd. 1, 2, 3, 3 surori, slavă Domnului, 4, din partea asta 5, 6, 6 surori, Domnul să vă binecuvinteze. La ora 12 vom fi aici. Și apoi la ora 2 la ornat. Și cine are idei cu sala și cu cei care sunteți cu designele și cu... Știți voi partea frumoasă și știți cum să aranjați lucrurile, vă rog să veniți și voi de asemenea, dacă nu de la 12, de la ora 2. Așa cum am anunțat deja duminica trecută, cele trei proiecte ale bisericii s-au încheiat. S-au strâns 67 de cutii de papuci. Unele nu erau numai de cutii de papuci, că frați mai generoși au pus câte două sau trei cutii de papuci într-una singură. 67 de cutii au plecat în seara asta înspre România, în zona Sighetul Marmației, să binecuvântăm acolo niște copilași care trăiesc în nevoi și să le punem un zâmbet pe buze cu ocazia sărbătorii nașterii Domnului Iisus Hristos. Domnul să vă binecuvânteze pe toți cei care v-ați cheltuit atât banii voștri cât și timpul vostru ca să pregătiți și cu dragoste, vedeam cum Gina le-a ambalat și le lipea și cu dragoste le-ați făcut, slăvit să fie Domnul. Domnul să vă răsplătească de câte ori? De 7 ori, amin, amin, de 7 ori, așa am stabilit aici, de 7 ori să răsplătească Domnul fiecăruia în parte. Cu privire la mersul cu colinda, aș vrea să vă anunț că vom merge doar o singură seară, bazat pe răspunsurile care le-am primit duminica trecută, doar o singură seară se va merge cu colinda și asta va fi vineri, 23 decembrie. Pentru toți cei care doriți să mergeți, întâlnirea va avea loc de aici, plecarea va avea loc de aici și vom merge la familii din zona de est, sud-est a Londrei. Dacă, și nord-est a Londrei. Dacă mai aveți familie, aș vrea ca să dăm din nou prin biserică formularele acestea și vă rog să vă scrieți numele aici, ori dacă mergeți sau dacă știți și dacă nu știți adresa unde dați din mână în mână și fiecare să scrie, dacă nu știți adresa unei familii unde vrea să mergeți cu Olinda, doar să spuneți știu o familie care vrem să fie vizitată și apoi iau eu legătura cu voi pentru aceasta. Vă rog să vă înscrieți pe formularele acestea ca să putem să ne organizăm cât mai bine cu putință, să știm dacă avem mașini, dacă mai trebuie să închiriem și așa mai departe. Am vrea să mergem vineri 23 decembrie, se va pleca la ora 8, la ora 7 de aici și probabil că vom merge până în jurul orei 1, să zicem 2, cel mai mult. Depinde de câte familii sunt de vizitat. Acum, nimeni nu trebuie să se gândească vai de mine, dacă îi ducem acolo, oare ce va fi? Noi mergem fără nicio așteptare, nu ne așteptăm ca oamenii să servească cu ceva. Deci oriunde mergem nu va fi alcool de nicio culoare, asta să fie clar, asta în fiecare an. Dar mai sunt familii unde te servește cu o prăjitură sau cu un suc sau cu un ceai, după ce am cântat jumătate de noapte, un ceai fierbinte prinde tare bine și servim, intrăm cu plăcere și servim după ce am cântat 2-3 cântări afară. Intrăm și binecuvântăm familia respectivă, casa respectivă și apoi ne mutăm la următoarea casă. Vă rog să vă înscrieți pentru evenimentul acesta al bisericii. Cam atât pentru moment. Aș vrea ca să îl chem pe fratele Corneliu Cocioabă să vină să ne spună despre lucrarea pe care o face și să vedem cum îl folosește Dumnezeu în partea aceea de lume. Aș vrea să rog toți copiii care sunt în sală să meargă la clasele lor de școală duminicală. Soția mi-a spus de mult timp deja despre aspectul ăsta și tot am ignorat-o. Da, merge. Uite un microfon aici, da?
Am pregătit înainte de a vă arăta niște poze, vreau să citesc un singur verset ca și motou al acestei lucrări și totodată să fiu un motou și pentru voi să faceți misiune aici în Londra. Ține microfonul. În Tit 2 cu versetul 14 spune: El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un orod care să fie al lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Amin. Amin. Să fim plini de râvnă pentru fapte bune, pentru faptul că stăm aici în Londra, locuim aici, aveți vecini, aveți diferite locuri în care puteți să faceți misiune și, desigur, în încheiere am să prezint și niște reviste, să zic așa, care în decursul timpului am tot adunat materiale și ne-am gândit să nu copiem niciun fel de revistă din România care există la ora actuală în cultul baptist, în cultul creștin după Evanghelie sau în alte culte și aceste reviste, la vremea potrivită am să le spun. Dar am pregătit niște fotografii să vedeți puțin despre Manila. Când zic Manila, ne gândim la Asia Pacific, ne gândim la o țară cu peste 100 de milioane de locuitori, 10 milioane de locuitori sunt numai în Manila și aș vrea să urmărim niște fotografii care le-am făcut și totodată în partea a doua a fotografiilor o să vedeți activitatea de misiune care am început-o în Manila, partea finală o să vedeți ceea ce am început să construim și, desigur, în prima fază vedeți construcția, văd că da, e bine că se vede. S-a început o lucrare, practic, așa se arată, o lucrare prin credință. Este vorba de un proiect care se ridică undeva la 60.000 de euro doar clădirea. E vorba de o cantină socială care va fi la subsol, deasupra să fie biserică și după aceea... Dorim să facem alfabetizarea copiilor și adulților care practic n-au fost la școală, nu știu să scrie, nu știu să citească. Și desigur ne-am oprit în faza aceasta cu proiectul, urmând ca să continuăm la anul viitor. De ce e oprit acum? Pentru că, după cum știți, în perioada asta, august-decembrie, este o perioadă de taifunuri și ploi. Și atunci este o perioadă în care am decis să oprim această lucrare și urmează să continuăm când ne întoarcem în Filipine la anul viitor. Am pregătit și alte fotografii care sunt acolo, ceva de Filipine 2 sau așa ceva, un folder în care practic o să vedeți puțin cum arată metropola Manila, poate aveți ocazia să veniți, sunt locuri frumoase, am avut părtășii și legături cu foarte mulți păstori din bisericile baptiste din Manila și sunt oameni sinceri, am fost pe la casele lor, sunt foarte ospitalieri, te ajută, nu te trimit la vreun hotel, deci te găzduiesc, te servesc cu ceea ce au și chiar dacă am plecat când m-am dus pentru prima oară în organizația Tineri pentru Misiune, nu cunoșteam foarte mulți prieteni acolo, dar de cursul timpului mi-am făcut foarte mulți prieteni și am văzut că mă simt ca și într-o familie, chiar dacă sunt la fus orar diferit de România, suntem cu 6 ore în fața României, vorbești tot timpul, auzi două dialecte, să zic așa, limba tagalog și limba engleză. Oamenii sunt foarte deschiși pentru Evanghelie și aș vrea să urmărim aceste fotografii care le-am pus, să vedeți, să vă faceți așa o idee cum reprezintă metropola Manila. O țară, să zic așa, ca și religie majoritară, o țară catolică, o țară care are prin lege, să zic așa, divorțul și avortul interzis, o țară care pe stradă poți să abordezi oameni, să dai tractate, să mergi în diferite case, să te rogi cu ei și să creezi legături de prietenie. Și desigur, aici, în această lucrare, am întâlnit o zonă, practic acum văd că merg pozele puțin mai diferit, e vorba de o zonă unde se cheamă Tondo, Manila, unde am mers pentru prima oară și
Ne-am implicat și cu alți slujitori acolo să vestim Evanghelia, să vorbim oamenilor. Practic este o zonă în care oamenii din generație în generație se nasc printre gunoaie. Oameni care nu au acte de identitate, nu au buletine, nu știu să scrie, nu știu să citească, nu au fost niciodată la școală. Și noi aici, în zona asta, am început să facem evangelizări, să ne rugăm pentru oameni și totodată să ne rugăm Domnului ca El să ne călăuzească ce să facem într-un viitor apropiat, concret, ca Dumnezeu să ne ajute să putem avea un teren. Și desigur, în prima fază ați văzut acea construcție care am început-o. Dumnezeu ne-a binecuvântat că în 2012 am cumpărat un teren. Dorim să fie acolo un centru social în care acești oameni să îi integrăm. Și desigur, niște imagini din Manila care arată diferite locații, o țară care nu este frig, oamenii n-au treabă cu întreținerea, nu au treabă cu geci foarte groase. Cum am zis, desigur, poate ați văzut o construcție foarte puternică, în sensul că ați văzut acolo foarte mult ciment, mult fier beton, mulți m-au întrebat, arată ca o pistă de aterizat elicoptere sau aterizează ceva pe locul ăla. Și datorită faptului că noi în Filipine avem parte de taifunuri, desigur, aici am fotografiat din diferite unghiuri casele lor unde locuiesc oamenii. Ce m-a impresionat foarte mult este că cu Organizația Tineri pentru Misiune am mers pentru prima oară aici și, bineînțeles, oamenii au fost foarte deschiși să le spunem despre Dumnezeu, să avem activități cu oameni bolnavi de tuberculoză, să ne rugăm pentru ei, să fim încurajare pentru ei. Și aici vedeți din viața de zi cu zi cum arată, se scoală dimineața, normal niște copii care ar fi trebuit să meargă la școală, îi vedem printre gunoaie. Faptul că știi să scrii și să citești, faptul că ai un pat moale, este un har de la Dumnezeu. Ceea ce m-a impresionat foarte mult, această zonă este învecinată Oceanului Pacific, chiar în Manila, și au venit foarte multe taifunuri și în Manila. Și vreau să vă spun că Dumnezeu le-a păzit. Dacă ar fi fost să intre taifun de peste 200 de kilometri la oră în zona aceasta, probabil în niște minute oamenii ar fi fost luați și aruncați în ocean. Faptul că Dumnezeu i-a păzit este că noi ne-am rugat pentru această lucrare și Dumnezeu își însoțește lucrarea sa. Faptul că ești aici, mulțumește lui Dumnezeu că știi să scrii, să citești, ai o Biblie, ai curent, ai apă. Acești oameni care i-ați văzut adineauri sunt din generație în generație acolo. Când m-am dus în 2008 pentru prima oară între ei, cei de la National Statistic Office au trimis niște studenți să-i numere, să vadă exact câți oameni de fapt sunt acolo. Erau peste 3.000. Ulterior, în 2015, s-a mai făcut iarăși o numerotare și a ajuns de sunt peste 5.000 și este în creștere cifra. Și noi dorim, prin ceea ce facem, să le slujim în sensul acesta, să putem fi o mângâiere, să putem fi un ajutor. Și în demersul acesta aș vrea să vă spun că am scris câteva reviste și am să le prezint, să vă faceți așa o idee despre ce este vorba. Este vorba de Atlasul Misiunii. Desigur, am avut 4 numere la un tiraj de 1500 de bucăți de număr și vreau să vă spun că s-au trecut foarte rapid, atât pe România, am fost și în Spania, la Biserica Betania din Coslada, la fratele Colcer, și m-am bucurat să văd că și ei s-au implicat să ne ajute. Desigur, aceste reviste sunt diferite. Nu sunt articole copiate de pe internet, nu sunt scrise din diferite cărți, sunt scrise de diferiți păstori. E vorba de fratele Indru Beniamin din Lugoș, Biserica Efrata, e vorba de fratele Ionel Tuțac, de la Biserica Baptistă Harul, și aceste reviste vă vor motiva să faceți misiune, veți avea întrebări care vi le pun oamenii nemântuiți și diferite răspunsuri în aceste reviste, iar la urmă voi sta cu ele. Desigur,
nu au un preț. Dacă există cineva care dorește să se implice, să ne ajute în această lucrare care o facem în Filipine, cât are pe inimă să ajute, aceste reviste, desigur, vor fi la dispoziție, avem suficiente, iar pe lângă revistele acestea care le am cu mine, mai am două cărți, pentru că tot veni vorba de alegeri, având în vedere că vocea mea și activitatea din Filipine a ajuns să fie cunoscută chiar și peste ocean, am două cărți, una se cheamă Preasfântă Treime, o singură iubire, și a doua, Păcate și virtuți. Două cărți scrise de un, să zic așa, un frate din Phoenix, Arizona, foarte cunoscut, el este pentecostal, dar este cunoscut și mediul baptist. Aceste cărți, m-am avut bucuria că am ajuns în București și mi-a spus, fratele, vreau și eu să te ajut, să-ți donez 1000 de bucăți Preasfântă Treime, o singură iubire, 1000 de bucăți Păcate și virtuți. Și aceste cărți, să zic așa, tratează, Preasfântă Treime, o singură iubire, tratează problema Trinității. Am întâlnit creștini care nu cred în Trinitate, în Filipine. Nu e vorba de oamenii aceștia care i-ați văzut la groapa de gunoi, dar în general alții. Și atunci, această carte merită să o studiați. Veți vedea legătura dintre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, că există atât în Vechiul Testament cât și Noul Testament. Iar a doua carte, Păcate și virtuți, tratează problema păcatului și fericirilor. Bineînțeles, nu sunt cărți, să zic așa, copiate din cărți americane, sunt scrise și au o unicitate, să zic așa. Eu le-am citit pe amândouă și, ca și încheiere, aș vrea să vă spun, acest frate, care este Doru Levi Lioi, deține o companie și face îmbrăcăminte pentru soldații americani în Mexic și a spus în felul următor: cărțile astea doresc să circule foarte mult, pentru că prin Harul lui Dumnezeu va fi singurul român din Statele Unite care în 2018 va veni și aici în Londra și va candida ca și președinte pentru România. Și eu cred că dacă noi ne vom ruga și vom mijloci, Dumnezeu ne va da biruință să avem și noi într-adevăr un președinte creștin, un om cu o coloană vertebrală, un om care a studiat teologia la București, este cunoscut atât de către fratele Daniel Mariș și alți slujitori de la Institutul Teologic Baptist din București. Aș vrea să vă spun și totodată să vă motivez, dacă poate ești în seara asta aici și poate ești nemulțumit de ceea ce ai, faptul că ați văzut acele imagini cu acei oameni și ceea ce m-a mișcat foarte mult, când m-am dus pentru prima oară în 2008 printre ei, era faptul că n-aveau curent și stăteau cu niște lămpi de chirosen și cu un venit, pentru că ei reciclează ceea ce voi ați văzut acolo, sticle, cartoane și plastic pentru echivalentul la 5 lei pe zi. Cam asta este munca lor. E momentul să fim mulțumitori dacă avem pâine, dacă avem apă, dacă avem un pat moale. Am întâlnit, făcând activitatea asta de misiune printre ei, am întâlnit copii care în timp ce dormeau au fost mușcați fie de mână, fie de urechi, fie de picioare. Faptul că ești aici este harul lui Dumnezeu. Faptul că ai un confort, faptul că ai apă, faptul că dormi pe un pat moale, să nu uiți că este harul lui Dumnezeu. Și dacă de la El l-am primit toate, să fii mulțumitori. Diavolul asta încearcă într-o vreme ca și aceasta. Omul să nu mai fie mulțumit de ceea ce are. Dacă ai o mașină, îți dorești alta. Dacă ca și acela care își dorea la început să aibă o barcă și după aceea era nemulțumit nici de barca aceea. După aceea, când a ajuns să aibă o barcă cu motor, nu mai era mulțumit nici de barca cu motor. Și după aceea dorea să ajungă să aibă un iaht și tot așa și era nemulțumit. Sper și cred că în această seară să fie un cuvânt de încurajare pentru voi, să fiți mulțumitori de toate binecuvântările care le aveți, fie că lucrați pe, eu știu, pe salar mai mic sau și n-aveți salar foarte mare. E important să avem binecuvântarea lui Dumnezeu în tot ceea ce noi facem și să nu uităm că suntem străini și călători. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Mulțumim, frate Corneliu. Stai să mă rog pentru tine. Tată din ceruri, l-aduc pe fratele Corneliu înaintea ta și te rog, Doamne, ca să-ți pui mâna ta peste viața lui, peste familia lui, peste lucrarea care ai dat-o de făcut. Te rog să-l însoțești, să-l binecuvânt, să-l echipezi și
să dai, Doamne, cele necesare ca El să poată să continue să facă lucrarea pe care Tu L-ai chemat să o facă. În numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt te-am rugat, ascultă-mă. Amin. Mulțumim, frate Cornel, Domnul să te binecuvinteze. Mai am de adus doar un singur anunț pentru duminica viitoare, 18 decembrie, două de fapt anunțuri. Duminica viitoare dimineață ne întâlnim aici la ora 10:30 la un serviciu comun cu celelalte două biserici care funcționează în clădirea aceasta. Serviciul va fi aproape în exclusivitate în limba engleză. Vom citi și noi un pasaj în limba română, va fi citit și un pasaj în limba galeză, dar și pasaj în limba engleză. Și vă invit să veniți. Haideți să facem front comun cu frații aceștia care ne găzduiesc și să arătăm că prețuim sala aceasta care ne-au pus-o la dispoziție venind la evenimentul acesta. De asemenea, pentru cei care nu mai vreți să mergeți acasă și vă sfătui să faceți lucrul acesta, veniți cu mâncare la voi, după ce frații englezi, galezi vor pleca acasă, noi mergem în sala noastră unde mâncăm acolo de obicei, punem mesele și continuăm împărtășia noastră pentru restul zilei acolo, toată după amiază o petrecem acolo și apoi rămânem pentru seara la serviciu în limba română. Este prima dată când facem serviciu în limba engleză și va fi ceva nou și pentru mine, așa că haideți să venim cu inima deschisă, cu bucurie. Va fi o duminică doar de colinde, atât dimineață, va fi duminica de colinde la frații englezi în limba engleză și la frații galezi și seara, de asemenea, noi vom avea prima seară în care vom lăuda pe Domnul doar cu colinde, ne vom bucura de nașterea Mântuitorului nostru și duminica viitoare va fi și sărbătoarea de Crăciun a bisericii noastre în care cu toții ne vom bucura și vom sărbători venirea în lumea noastră a Domnului Iisus Hristos. Cu privire la duminică seara, dacă puteți, haideți să ne îmbrăcăm toți bărbații cu și femeile cu tricouri sau cămeși roșii și pantaloni negri. Dacă n-aveți roșu, atunci alb. Haideți să ne îmbrăcăm elegant, haideți să facem o sărbătoare frumoasă. Am mai făcut și în anii trecuți, dacă vă amintiți lucrul acesta, și în felul acesta să arătăm și prin culorile pe care le avem pe noi că ne bucurăm de venirea Mântuitorului în lumea noastră. Deci, duminică dimineață, la ora 10:30 ne întâlnim aici, mâncăm împreună și apoi rămânem în continuare la serviciu în limba română. Continuăm să ne închinăm Domnului. Haideți să-i dăm Domnului în timpul acesta inima noastră, haideți să dăm Domnului banul nostru, ne închinăm Domnului cu zeciuielile noastre, cu ceea ce fiecare știe că a hotărât să dea Domnului în seara aceasta, ne închinăm Domnului prin cântare și în timpul acestei cântări vom face și colecta. După aceea ne pregătim să ascultăm cuvântul din partea Domnului pentru noi. Haideți să ne ridicăm în picioare în timpul acestei cântări. Lumina iubirii tale, într-un ericul val.
Sfinte Tată care ești în ceruri, binecuvântăm numele Tău, Doamne, Te glorificăm, Doamne, și Ți aducem slavă, cinste și închinare, pentru că ești vrednic, Doamne. Ești vrednic să primești toate acestea, Doamne, pentru că Te-ai îndurat de noi, Doamne, și în dragostea Ta cea mare, Doamne, cu care ne-ai iubit, ai trimis pe singurul Tău Fiu, Doamne, ca să ne răscumpere din păcat și din moarte. Doamne, Îți mulțumim pentru toate binecuvântările care le-ai revărsat peste noi, Doamne. Doamne, suntem mulțumitori pentru toată purtarea Ta de grijă, Doamne, care o ai față de noi în fiecare zi, Doamne. Doamne, n-avem cuvinte, Doamne, să-Ți mulțumim îndeajuns pentru tot ce ai făcut și pentru tot ceea ce faci, Doamne. Doamne, binecuvântează, Doamne, fiecare dătător voios, Doamne. Binecuvântează și pe cei care n-au putut să dăruiască, Doamne. Te rog, Doamne, să Te îngrijești de ei, să le dai un loc de muncă, Doamne. Te rog să-i ajuți, Doamne, ca și ei să poată face cu bucurie partea lor, Doamne. Doamne, binecuvintează darurile care s-au adunat. Te rugăm să le faci suficiente pentru lucrarea Ta și pentru lărgirea împărăției Tale, Doamne. Doamne, Te rugăm și pentru cei care vor ieși în conducerea țării noastre, Doamne. Doamne, ne rugăm pentru ei, pentru că de ei atârnă, Doamne, starea noastră, Doamne, atârnă bunăstarea noastră, Doamne. De aceea ne îndemn în cuvântul Tău ca să ne rugăm pentru cei pus în dregătorii înalte, Doamne. Te rugăm să pui oameni, Doamne, care să aibă frică de Tine, Doamne. Te rugăm să le faci, Doamne, ca să înțeleagă că despărțiți de Tine nu putem face nimic, Doamne. Ajută-i să cunoască, Doamne, voia Ta. Mulțumim, Doamne, pentru cuvântul care va fi vestit în această seară. Te rugăm să îl faci viu și lucrător în viețile noastre, Doamne. Binecuvintează pe fratele păstor care va vesti cuvântul Tău. Și pe noi, Doamne, dă-ne o inimă deschisă, Doamne, să ascultăm cuvântul Tău. Fii binecuvântat pentru toate, în numele Domnului Iisus. Amin. Putere, putere, în numele Iisus.
Amin, slăvit să fie Domnul! E putere! Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură în Evanghelie, în Epistola către Evrei și vom citi împreună capitolul 11, pagina în Bibliile Bisericii. Vă rog pe fiecare să luați, să folosiți o Biblie, pagina în Bibliile Bisericii 1183. Epistola către Evrei, capitolul 11, vom citi întreg capitolul în seara aceasta. Cuvântul Domnului spune așa: și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd, pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Prin credință și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă a făcut un chivot ca să-și scape casa, prin ea El a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Prin credință Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea ca să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței ca într-o țară care nu era a lui și a locuit în corturi ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el ai aceleiași făgăduințe. Căci el aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce îi făgăduise. De aceea, dintr-un singur om și încă un om aproape mort, s-a născut o sămânță în mare număr, ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării care nu se poate număra. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine, de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă la ea, dar dorea o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare, el care primise făgăduințele cu bucurie a adus jertfă pe singurul lui fiu. El căruia îi se spusese în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Căci se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți. Și drept vorbind că l-a înviat din morți, că a înviat din morți, l-a primit înapoi. Prin credință a dat Isaac lui Iacov și Esau o binecuvântare care avea în vedere lucrurile viitoare. Prin credință Iacov, când a murit, a binecuvântat pe fiecare din fiii lui și s-a închinat rezemat pe vârful toiagului său. Prin credință a pomenit Iosif când i s-a apropiat sfârșitul de ieșirea fiilor lui Israel din Egipt și i-a dat porunci cu privire la oasele sale. Prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut, pentru că vedeau că este frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea o cara lui Hristos,
ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul, fără să se teamă de mâna împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Prin credință a prăznuit el Paștele și a făcut stropirea sângelui, pentru ca nimicitorul celor întâi născuți să nu se atingă de ei. Prin credință au trecut ei Marea Roșie ca pe uscat, pe când egiptenii care au încercat să o treacă au fost înghețiți. Prin credință au căzut zidurile Ierihonului după ce au fost ocolite 7 zile. Prin credință n-a pierit curva Rahav împreună cu cei răzvrătiți, pentru că găzduise iscoadele cu bunăvoință. Și ce voi mai zice? Că nu mi-ar ajunge vremea dacă ar fi să vorbesc de Gedeon, de Barak, de Samson, de Iefta, de David, de Samuel și de proroci. Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au stupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteși în războaie, au pus pe fugă oștirile vrășmașe. Femeile și-au primit înapoi pe morții lor în viață. Unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu ferăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit, îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți și prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Amin. Să ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, citind capitolul acesta din cuvântul Tău, suntem uimiți, suntem uluiți de credința înaintașilor noștri. Doamne, în seara aceasta am vrea ca să Te cobor prin Duhul Tău cel Sfânt peste noi, peste biserica Ta și mă rog, Doamne, ca peste fiecare dintre noi să aduci un duh de credință. Să ne mărești credința, să ne deschizi în seara aceasta cuvântul Tău ca să învățăm de la Tine. Doamne, Te rog în numele Domnului Iisus Hristos, pentru fiecare dintre noi să ne sfințești și să ne deschizi, Doamne, inimile ca să primim cuvântul Tău. Te rog, Doamne, și mie să-mi dai harul Tău, prin Duhul Tău cel Sfânt, să preiei controlul în totalitate asupra mea și să mă folosești cu putere. Și, Doamne, atât eu și împreună cu poporul Tău, Doamne, cu toții, ne unim și spunem, vorbește-ne, Doamne, căci robii Tăi ascultă. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. În seara aceasta, cu ajutorul Duhului Lui Dumnezeu, continuăm seria de mesaje pe tema atitudinile inimii. Și iată-ne că am ajuns la ultimul mesaj din seria aceasta. În seara aceasta am vrea ca să îmbrățișăm credința. Amin? Duminica trecută am hotărât să renunțăm la neîncredere, la necredință. Și am hotărât să îmbrățișăm credința și mulți dintre voi ați făcut lucrul acesta într-un mod vizibil. În seara aceasta am vrea să vedem ce anume îmbrățișăm. Să vedem ce ne vorbește Dumnezeu din cuvântul Lui despre credință, cum ne învață să îmbrățișăm credința, cum ne învață să ne însușim credința în inimile și în viețile noastre. În mesajele anterioare am văzut că Dumnezeu a fost foarte răbdător cu noi și Dumnezeu este foarte răbdător cu noi. Dar în același timp El nu tolerează atitudinile rele, atitudinile de cârtire. Nu le tolerează. De aceea, cei care aleg cârtirea, cei care aleg atitudinile rele ca mod de viață, își vor petrece viața unde? În pustie. În pustie. Lucrul acesta nu este un adevăr valabil doar pentru perioada vechi testamentală. Pentru că va zice cineva, frate,
toate atitudinile acelea rele sunt din Vechiul Testament, nu se aplică nouă. Nu e adevărat. Lucrurile acestea care noi le-am învățat nu sunt adevărate doar pentru perioada vechi testamentală, pentru că Noul Testament ne spune nouă, în 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 11, spune tocmai cu privire la lucrurile care s-au întâmplat, spune așa, aceste lucruri s-au întâmplat lor în vechime ca să ne slujească nouă astăzi drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Ce s-a întâmplat în vechime? Dumnezeu i-a învățat pe ei ceva, i-a pedepsit, dar ce s-a întâmplat în vechime ne este nouă de învățătură. Trebuie să ne slujească nouă de învățătură, că dacă noi nu vom învăța din greșelile care le-a avut poporul Israel, să știți că noi ne vom petrece viața în pustie. De ce? Pentru că Dumnezeul nostru este același Dumnezeu ieri, azi și în veci. Slăvit să fie numele Lui! Standardul Lui este același, modul în care El se poartă cu noi și cerințele pe care El le are pentru noi sunt aceleași, așa că noi trebuie să învățăm din Cuvântul Lui Dumnezeu cum să renunțăm la lucrurile păcătoase și cum să îmbrățișăm lucrurile bune. Duminica trecută am văzut efectele devastatoare ale neîncrederii și unii dintre noi am hotărât să renunțăm la neîncredere. Iar astăzi vrem să studiem modul în care vom îmbrățișa credința ca înlocuitorul neîncrederii. Am renunțat la neîncredere și în spațiul gol care s-a creat în viețile noastre vrem să punem credință. Amin? Amin. Cuvântul acesta, credință, credință, este aspectul esențial, este aspectul primordial care înlocuiește neîncrederea. Unii oameni au un concept greșit despre credință. Dragii mei, credința nu este negarea lucrurilor evidente, nu. Credința nu este raționalizarea. Credința nu este evitarea realității, nu este o atitudine pozitivă a minții, ci din contră, credința este o încredere activă în Cuvântul lui Dumnezeu, în Dumnezeul care în cartea aceasta ne-a făcut nouă niște promisiuni. Credința este înrădăcinarea în Dumnezeul care este real, în Dumnezeul care a creat universul, în Dumnezeul care este aici astăzi în seara aceasta și în Dumnezeul care te iubește pe tine. Aceasta este credința, ancorarea noastră într-un mod direct în acest Dumnezeu suveran. Noi nu ne punem încrederea într-o forță cosmică. Noi nu ne punem încrederea în ceva ce nu putem defini. Oh, poate că este ceva acolo. Mă rog și eu, cui te rogi? Nu știu, mă rog și eu. Cui? O fi cineva acolo. Noi, dragii mei, ne punem încrederea în Dumnezeul Dumnezeilor, în Domnul Domnilor, în Împăratul Împăraților, care și-a arătat credincioșia față de noi din neam în neam, în viața mea din nou și din nou și din nou, zi după zi, săptămână după săptămână și an după an, Dumnezeul acesta și-a arătat credincioșia față de mine. Și eu în El îmi pun încrederea. Știu că este real, știu că este tangibil, știu că este aproape, știu că mă binecuvintează, știu că mă iubește, știu că îmi poartă de grijă. Și astăzi vrem să învățăm cum să ne întoarcem de la a ne mai pune încrederea în noi înșine, să ne întoarcem în a ne pune încrederea în Dumnezeul acesta, să ne întoarcem de la a ne mai pune încrederea în abilitățile noastre care de cele mai multe ori ne fac de râs și să ne punem încrederea într-un Dumnezeu suveran, atotcunoscător, omniscient, omniprezent, îndelung răbdător și bogat în bunătate, slăvit să fie El. Observați ce spune versetul 1, definiția credinței. Credința și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Credința este certitudinea cu privire la lucrurile care nu le vezi. Este certitudinea cu privire la lucrurile care nu le ai. Credința este o încredere. Cumpăr ceva de pe eBay și plătesc și apoi aștept să vin acasă. Dar
sunt liniștit, pentru că am chitanța cu cumpărătura și am chitanța de la PayPal prin care am făcut plata. La fel este și în viața spirituală. Noi mergem la Dumnezeu cu nevoia noastră. Și spunem, Doamne, am nevoie să-mi dai cu tare lucru. Și aștept ca Dumnezeu să-mi dea răspuns. Dar în timp ce aștept pe Dumnezeu să-mi dea răspuns, păstrez chitanța tranzacției mele cu Dumnezeu, care este aceasta. În cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu mi-a făcut niște promisiuni. Și când mă apuc să mă rog lui Dumnezeu să-mi dea un oarecare lucru, mă rog bazat pe cuvântul lui care este viu și adevărat. Când mă pun pe genunchi la marginea patului și spun, Doamne, Tu știi că am nevoie de lucrul acesta, Te rog în numele lui Iisus Hristos să-mi o dai, mă rog prin credință, pentru că Dumnezeu mi-a promis că îmi va purta de grijă, mi-a promis că îmi va da cele de trebuință. Și credința așteaptă ca Dumnezeu să-mi dea și păstrează chitanța că Dumnezeu îmi va da. Că Dumnezeu mi-a promis, Dumnezeu mi-a făcut niște promisiuni și eu merg prin lumea aceasta, nu bazat pe ceea ce văd ochii mei, ci bazat pe cuvântul lui Dumnezeu care este viu și lucrător. Singura dovadă a credinței noastre este promisiunea pe care o avem în cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, indiferent de criza în care ne aflăm, de necazul în care ne aflăm, de nevoile pe care le avem. Credința este încrederea pe care o păstrez, o duc cu mine, în timp ce l-aștept pe Dumnezeu să lucreze. Unii așteptăm mai mult, alții mai puțin, depinde de Dumnezeu care vine cu răspunsul, cât ne îngăduie fiecăruia să așteptăm. Dar eu cred că El îmi va da ceea ce L-am rugat să-mi dea. Acum, credința este bazată pe tranzacțiile anterioare. Pentru cei care folosiți eBay-ul, mai țineți minte, eu am început cu mulți ani în urmă să folosesc, cred că în 2004. Dar mai țineți minte la prima tranzacție, cu câtă temere ați setat contul acela, cu câtă temere ați făcut prima cumpărătură, de oare am făcut bine, de oare a ajuns, de oare cum e? Și apoi ați făcut și plata, le-am dat detaliile de bancă și încep să te întrebi, să te gândești. Un pic de incertitudine. La fel este și în viața spirituală. Când avem prima tranzacție cu Dumnezeu, poate începem să ne întrebăm, oare Dumnezeu m-a auzit? Oare Dumnezeu îmi va răspunde? Dar deja acum când suntem pe calea Domnului de 15, 20 de ani, de 30 de ani, noi deja știm, credința noastră se bazează și pe tranzacțiile anterioare, pentru că ne-am rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu la vremea potrivită ne-a ascultat. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Ei, astea toate sunt la bagaj, la istoria noastră pe care o avem cu Dumnezeu. Eu, când mă duc să mă rog lui Dumnezeu, îmi exercit încrederea în Dumnezeu pentru că am avut și alte experiențe benefice cu Dumnezeu. Și credința este evidența că Dumnezeu este credincios. Amin? Credința este evidența că Dumnezeu își va împlini promisiunile. Moise spune în Psalmul 90:1, zice, Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam. Moise când se uită nu numai la istoria vieții lui, se uită la istoria părinților lui, la istoria bunicilor lui, la istoria celor dinaintea lui, ajunge să spune, Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam. Când am venit la Tine, Tu ne-ai binecuvântat. Când ne-am venit cu rugăciuni înainte Ta, Tu ai răspuns rugăciunilor noastre. Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam. De-a lungul a mii de ani, oamenii s-au încrezut în Dumnezeu și o poți face și tu. Credincioșia lui Dumnezeu n-a fost doar pentru neamurile dinaintea ta, n-a fost doar pentru generațiile dinaintea ta, ci este și pentru tine. Asta e credincioșia lui Dumnezeu. Câți dintre noi în seara aceasta nu putem să mărturisim că Dumnezeu a fost credincios? Câți dintre noi?
că ne-a purtat de grijă, ne-a dat cele de trebuință și toate acestea sunt evidența lucrurilor în care încă nădăjduim, pe care încă le tânjim, pe care încă le așteptăm de la Dumnezeu. Dragii mei, oamenii ne-au dezamăgit și fiecare dintre noi purtăm pe trupurile noastre spirituale cicatrice mari de dezamăgire, poate unele încă sângerează și poate altele abundent chiar. Oamenii ne-au dezamăgit, oriunde te duci, oriunde te întorci, dezamăgire după dezamăgire, dezamăgire după dezamăgire și multă suferință și multe nopți nedormite și mult plâns. Dar unul care nu ne-a dezamăgit niciodată este Dumnezeu însuși, Dumnezeul suveran, care ne-a fost un loc de adăpost din generație în generație. Oamenii în stânga și în dreapta te dezamăgesc, dar unul care nu va face niciodată este Iisus Hristos, slăvit să fie El. Mă uit la viitor și când mă uit la viitor nu pot să fac decât să țin în mână promisiunile lui Dumnezeu. Singura nădejde, singura speranță pentru viitor o am aici în cartea aceasta și am încrederea că Dumnezeu își va ține cuvântul. Nu știu exact ce va face, nu știu exact pe unde mă va trece, nu știu exact prin ce văi sau prin ce dealuri și pe ce culme mă va duce, dar ceea ce știu cu certitudine este că tot ceea ce va face El este spre binele meu. Amin? Și aleg să mă încred în El. Altceva nu am de ales. Credința, dragii mei, este încrederea neclintită în cuvântul lui Dumnezeu, în Dumnezeu. Credința este încrederea în cuvântul lui Dumnezeu și acționarea pe baza lui, pentru că Dumnezeu întotdeauna promite lucruri bune. Asta e credința. Încrederea în cuvântul lui Dumnezeu și acționarea pe baza lui, pentru că Dumnezeu întotdeauna promite lucruri bune. Și acum întrebarea de 1000 de puncte. Trăiesc eu prin credință? Trăiesc eu prin credință? Trăiesc eu crezând în cuvântul lui Dumnezeu? Frate, dar ce înseamnă să crezi? A crede nu înseamnă a spera. A spera că se vor întâmpla lucrurile. A crede înseamnă să știi de unde va veni răspunsul. Nu mai caut răspunsul în altă parte, știu că de acolo va veni. Nu mai am planul B, n-am un nas în mânecă pe care îl scot sau altceva, nu. Am auzit odată despre un om care a zis: n-am cerut niciodată ceva lui Dumnezeu fără ca să am un plan B, fără ca să spun: dacă Dumnezeu nu-mi va da, îmi voi lua singur. Credința nu spune așa. Credința își pune toată încrederea în Dumnezeu. Crede că El știe ce face, amin? Crede că Dumnezeu îmi vrea binele. Credința refuză toate celelalte oferte. Nu se încrede în 5 lucruri diferite, deși există posibilitatea să primească ceea ce nu cere. Eu aleg să mă încred în Dumnezeu și chiar dacă nu-mi va da ceea ce am cerut, știu că toate lucrurile lucrează împreună spre binele meu. Amin. Slăvit să fie Domnul. Și poate spui: Dumnezeu e acolo sus, nu-L văd, nu știu ce gândește. În ce-mi cer să-mi pun încrederea? Puneți încrederea în cuvântul lui Dumnezeu, care este neschimbător, care este viu, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, în stare să te învețe, să te îndrepte, să te mustre, să te îndrepte, ca tu, omul lui Dumnezeu, să poți fi plin de înțelepciune și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Puneți încrederea în cuvântul lui Dumnezeu, puneți încrederea acolo unde Dumnezeu ni s-a făcut de cunoscut. Puneți încrederea în cuvântul lui Dumnezeu, nu în ziare, nu în televizor, nu în Facebook sau în alte lucruri, în șef sau în vecin. Nu! Eu cred în Dumnezeu care a scris o carte și cartea aceasta se numește Biblia. O, frate, Biblia! Biblia! Da, Biblia! Cartea aceasta, spune Biblia, aduce nădejdea vieții veșnice, făgăduite mai înainte de veșnicii, de Dumnezeu care nu poate să mintă. Dumnezeu care nu poate să mintă. Cum adică nu poate să mintă? Am crezut că Dumnezeu poate să facă orice.
Biblia spune că Dumnezeu nu poate să mintă. Nu spune că nu va minți, nu spune că nu dorește să mintă, nu. Tot ceea ce Dumnezeu a spus este adevărat și se va împlini exact, exact așa cum a spus. Așa că n-ai cum să dai greș punându-ți încrederea în acest Dumnezeu care nu poate să mintă. Credința este încrederea în cuvântul lui Dumnezeu și acționarea pe baza lui. Credința fără fapte este moartă, da? Credința adevărată întotdeauna este daun la dată în viața noastră de zi cu zi. Întotdeauna. Sunt multe lucruri pe care noi spunem că le credem. Da. Dar de fapt nu e adevărat. Sunt mulți oameni care spun că ei cred că există Dumnezeu sau că ei cred în Dumnezeu, dar se poartă ca și cum Dumnezeu n-ar exista. Există o diferență între a spune că crezi și chiar a crede. Pentru că numai atunci când tu te faci vulnerabil, numai atunci când ieși din locul tău de siguranță și pășești în necunoscut cu Dumnezeu, acolo credința ta este pusă la încercare. Credința ta va fi activată cu Dumnezeu. Acesta este testul credinței tale. Mulți zic, frate, da, și stari tari de gură și arată lucruri cu vorbele, dar când ajungi la fapte, nu-i mai vezi pe nicăieri? Hai, frate, să facem împreună, hai să ieșim în stradă, hai să ne jertfim, hai să ne cheltuim, hai să facem. Frate, n-am timp. Frate, nu pot. Oh, frate, am rămas fără bani. Oh, și tot felul de scuze. Credința fără fapte este moartă, moartă. Acesta e testul credinței noastre, la fiecare în seara aceasta. Acționăm noi pe baza a ceea ce spunem că credem? Amin? N-ați răspuns, dar am să vă dau testul totuși, ca să vedem unde ne aflăm. Hai să discutăm la câteva aspecte practice din viața de zi cu zi. Nevoile familiare. Poate ești aici și ai anumite nevoi. Nevoi de familie. Poate soțul sau soția este necredincioasă. Îți dorești mai mult decât orice ca familia ta să fie îndreptată înspre Hristos. Vrei ca în casa ta, în familia ta să fie un colț de rai unde Dumnezeu se coboară, unde Dumnezeu îți binecuvintează familia, unde este pace și armonie și înțelegere. Și vrei ca împreună cu soțul tău și cu copiii tăi să moștenești cerul. Și totuși soțul nu vine la biserică. Nu vrea. Și te întrebi, oare ce să fac? Ce ar trebui să fac? Cum să mă ocup de asta? Cum să-L pot influența pentru Hristos? Răspunsul găsește în Scriptură. 1 Petru capitolul 3, versetul 7. 1 Petru 3 cu 1. Spune tot așa, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să poată fie, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor. Soțul tău, soția ta, poate să fie mântuită prin purtarea ta, prin modul în care tu te porți, chiar fără să vorbești. Dacă tot timpul insiști să vină la biserică, dacă tot timpul bați la cap să facă anumite activități cu caracter religios, dacă îl hărțuiești continuu, făcând aceasta, tu confirmi că nu crezi că există un Dumnezeu care va purta de grijă familiei tale. Deși gura ta spune că crede, făcând lucrurile acestea, nu crezi. Sau poate ești necăsătorit, necăsătorită și de ceva timp ceri un partener de la Domnul și spui că ai credință și bazat pe 1 Corinteni capitolul 11 cu 11 care, unde Apostolul Pavel spune că în Domnul femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie, totuși nu ești dispus sau dispusă să aștepți pe Dumnezeu să lucreze. Nu ești dispus. Ești cu oricine îți acceptă invitația. Într-o parte sau alta, accepți orice fel de propunere. Acțiunile tale mărturisesc că ceea ce tu spui nu este adevărat. Credința este adevărată atunci când este arătată, când arată că noi acționăm pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Da. Avem nevoi financiare, așa-i? Toți am venit în Anglia pentru bani. Finanțele.
sunt unul dintre cele mai discutate subiecte din Scriptură. Da, da. Finanțele sunt discutate în Scriptură de 4 ori mai mult, la o scală de 4 ori mai mult decât rugăciunea. Și testul tău cu privire la autenticitatea credinței tale este răspunsul la următoarea întrebare. Unde ești în relație cu dărnicia ta? Unde ești în relație cu zeciala ta? Sunt sigur că știi ceea ce spune Biblia despre zecială, nu-i așa? În fiecare duminică noi primim un test al credinței noastre și în momentul acela când coșul de colectă trece prin fața noastră, nouă ni se dă un test. Și acum poți să spui orice vrei, să vii la mine cu tot felul de argumente. Biblia spune așa, Domnul Iisus spune așa, în Matei 23:23. Accentul vieții voastre să cadă pe dreptate, pe milă și pe credincioșie. Dar să nu rămâneți în urmă cu zeciuielile voastre. Căci făcând așa, Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având întotdeauna în toate lucrurile din destul, din belșug, să prisosiți în orice faptă bună, spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni 9:8. Crezi tu lucrul acesta? Credem noi lucrul acesta? Testul tău este modul în care dai, pentru că dacă tu spui, auzi, n-avem cum acum, avem niște probleme urgente de rezolvat, nu ne putem permite să dăm zecială, nu ne putem permite să-L punem pe Dumnezeu pe primul loc, în finanțele noastre, sau mai știu eu ce alte scuze. Adevărul este că tu nu-ți poți permite să nu o faci, pentru că 90% cu Dumnezeu îți vor ajunge mult mai mult decât 100% fără El. Și dacă nu-L pui pe El primul, ești singur. Singură. Fără El. Credința este încrederea în cuvântul lui Dumnezeu și acționarea pe baza Lui. Mi-aduc aminte de momente când nu o duceam strălucit cu banii. Scoteam pe minus bani de la bancă ca să dau zeciala lui Dumnezeu. Și o întrebare se ridica constant în inima mea, dar de ce? De ce trebuie să fac asta? De ce tot să intru pe minus? Dar nu. Dumnezeu spune, stai, că nu așa funcționează lucrurile. Tu ai nevoie să înveți lecția aceasta și dacă vrei să fii binecuvântat, trebuie să mă asculți. Și l-am ascultat și am învățat că primii bani trebuie să-i dau lui Dumnezeu. Prima cheltuială trebuie să dau lui Dumnezeu. Noi de multe ori ne rezolvăm toate problemele care le avem și apoi dacă mai rămâne ceva, îi dau partea lui Dumnezeu. Dumnezeu a arătat altfel lucrurile. Prima parte eu dau lui și după aceea îmi rezolv toate celelalte probleme cu 90% care mi-a mai rămas. Pentru că 90% cu Dumnezeu ajunge mai mult decât 100% fără El. Vrei să te realizezi? Crezi că Dumnezeu te poate binecuvânta și material? Amin? Ia-L pe Dumnezeu cu tine. Și te asigur că 90% din venitul tău te vor duce o cale mult mai lungă decât 100% singur. Credința se va ocupa de toate nevoile tale, indiferent de ceea ce simți, indiferent de ceea ce se aude, indiferent dacă e criză sau nu. Și Dumnezeu poate să devină real pentru tine și pentru familia ta. Dumnezeu poate să devină plin de însemnătate pentru tine. Dar pentru asta, spune Scriptura, trebuie să-L cauți pe El cu toată inima ta. Cu toată inima ta. Și acum, dacă te întreb de ce să faci toate acestea, răspunsul este simplu. Pentru că Dumnezeu întotdeauna promite rezultate bune. Amin! Dumnezeu întotdeauna promite rezultate bune. De ce să-L aștept pe Dumnezeu să lucreze în circumstanța aceea? De ce? Pentru că Dumnezeu promite rezultate bune, amin? De ce să dau zecială când am așa de multe nevoi? De ce? Pentru că Dumnezeu promite rezultate bune. De ce să mă investesc în lucrarea lui Dumnezeu și să vin și să trag la jug împreună cu cei care trag la jug aici? De ce? Pentru că Dumnezeu promite rezultate bune, amin? Și asta e credința, dragii mei. Încrederea în cuvântul lui Dumnezeu și acționarea pe baza Lui. Indiferent de ceea ce simt eu,
pentru că Dumnezeu promite rezultate bune. Dacă ne uităm în textul pe care l-am citit, istoria credinței, pasajul acesta de la versetul 1 până la versetul 38 ne arată cum poporul lui Dumnezeu, cu oamenii dinaintea noastră, înaintașii noștri, au umblat prin credință. Credința este mesajul Scripturii. Orice dar care vine de la Dumnezeu, să știți că vine prin credință. Noi ne pocăim ca să primim iertarea lui Dumnezeu, dar binecuvântările încep să curgă în direcția noastră datorită credinței. Nu există nicio altă cale, nicio altă cale. Domnul Iisus spune în Matei 17 cu 20, adevărat vă spun că dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice muntele acestuia, mută-te de aici și s-ar muta. Nimic nu va fi cu neputință. Credința este tema principală a Scripturii. De la Geneza la Apocalipsa vei vedea că Scriptura vorbește despre credință. Pentru că fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Orice pas cu Dumnezeu este un pas al credinței. Orice lecție învățată este o lecție a credinței. Orice victorie câștigată este o victorie a credinței. Slăvit să fie Domnul! Credința, dragii mei, nu este ca răbdarea, nu este ca bunătatea, nu este ca mila, nu este ca închinarea, nu este ca rugăciunea sau ca, știu eu, ca orice alte daruri spirituale sau deprinderi spirituale, nu. Credința nu este parte a vieții creștine. Credința este întreaga viață creștină. Viața creștină este o viață de credință activă în Dumnezeu. Este încrederea în cuvântul lui Dumnezeu și acționarea pe baza lui, indiferent de ce simt eu. Pentru că Dumnezeu promite rezultate bune. Și făcând asta, eu merg înainte, pas cu pas, tot mai mult câștigând teren. Acum câteva săptămâni am învățat despre dragoste. Dragostea, dragii mei, este cel mai mare lucru la nivelul orizontal, la nivelul interuman, la nivelul relațiilor. Vei avea cel mai mare impact printre oameni atunci când îi vei iubi pe oameni. Credința este cel mai mare lucru la nivelul relației pe verticală, al relației noastre cu Dumnezeu. Pe verticală, credința nu are egal. Nimic nu poate să întreacă. Dumnezeu nu dorește, nu caută altceva la noi mai mult decât caută credință. Să ne încredem în El orice s-ar întâmpla. În oameni poți să ai o încredere limitată, da, pentru că dragostea crede totul până când? Până la proba contrară, crede totul, până când știe că nu mai poate să creadă. Vedeți voi? Dacă Dumnezeu ne-ar dezamăgi și constant noi am cere o pâine să ne dea o piatră, am mai crede în Dumnezeu? Nu! Dragostea crede totul până la proba contrară, până când ești dezamăgit din nou și din nou și atunci pui niște garduri, da? În oameni poți să ai o încredere limitată. De ce limitată? Pentru că Biblia vine și ne spune, blestemat e omul care se încrede în om, da? Care se sprijinește pe un muritor și își abate inima de la Domnul. De ce? De ce aceasta? Pentru că omul este schimbător. Ca iarba este trecător, astăzi zice da, mâine nu. Nu te încrede în om, de ce? Pentru că inima omului este deznădăjduit de rea și nespus de înșelătoare. Asta spune Biblia despre inima mea. Nespus de rău și deznădăjduit de înșelătoare. Dar Dumnezeu niciodată nu te va dezamăgi. În El poți avea o încredere nelimitată. De El nu te poți apropia fără credință, dar oricând cu credință te poți apropia de El. Și îți va fi imposibil să te faci plăcut Lui fără de credință. Uită-te în viața ta. Oamenii te-au dezamăgit. Biserica te-a dezamăgit. Păstorii, poate și eu te-am dezamăgit. Oamenii lui Dumnezeu te-au dezamăgit. De ce? Că toți suntem oameni imperfecți, plini de răutate, deznădăjduit de rea este inima mea, spune Scriptura. Dar dacă te uiți atent în viața ta, vei descoperi că este unul care nu te-a dezamăgit niciodată. Numele Lui este Iisus Hristos, care prin Duhul Sfânt este prezent în viața ta și în inima ta. În ultimele două versete din pasajul pe care l-am citit, vedem puterea credinței. Toți aceștia
măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Toți aceștia așteptau un răscumpărător cum? Prin credință. Prin credință așteptau un răscumpărător. Noi îl avem. Ei se uitau înainte la ceva prin credință, noi ne uităm înapoi la ceva prin credință. Pentru ei era o promisiune, pentru noi este un fapt împlinit ceea ce Iisus Hristos a făcut la Golgota pentru noi. A venit ca să ne ierte, a venit ca să ne mântuiască, a venit ca să ne dea o viață nouă, să avem un nou început cu El, să avem viața veșnică. Credința este un lucru puternic. Credința a făcut posibilă întoarcerea la Dumnezeu a tuturor acestor oameni înainte de cruce. Credința face posibilă răscumpărarea noastră acum după cruce. Numai prin credință poți să ai parte de viața veșnică, numai prin credință poți să ai parte de mântuire. Numai așa te poți apropia de Dumnezeu, te-ți poți goli inima înaintea Lui și să-ți mărturisești păcatele și să spui: Doamne, iartă-mă și pe mine! Curățește-mă, fă-mă o persoană nouă. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii acesteia este credința noastră, credința noastră. Puterea credinței este ceea ce câștigă biruința noastră asupra lumii. Îmbrățișează în seara aceasta credința și vei birui. Puneți încrederea în Dumnezeu și vei intra în țara promisă. Vei trece prin lumea aceasta cu fruntea sus și cu pace în inimă. Vrei credință în inima ta? Vrei mai multă credință în viața ta? Amin? Amin? Îmbrățișează caracteristicile credinței. Trei caracteristici ale credinței aș vrea ca să ne uităm în timpul care ne-a rămas. În primul rând, cultivă-ți credința în viața ta cu cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune în Roman capitolul 10 cu 17, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Uite aici, în cartea asta, cuvântul lui Hristos pentru noi. Cultivă-ți credința în viața ta prin cuvântul acesta, dătător de viață. Ceea ce va face să crească credința ta sunt minutele și orele pe care tu le petreci în cartea aceasta studiind-o. Și dacă spui: frate, credința mea este mică la momentul actual, eu știu de ce. Pentru că petreci puțin timp în cartea aceasta, de aia. Dacă nu se găsește multă credință în inima ta, este că nu se găsește mult timp în viața ta pentru a citi cuvântul acesta. Vrei credință? Amin? Credința, dragii mei, vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Și dacă te găsești doborât de frică, de anxietate, viitorul este incert și nu știi ce se va întâmpla, ține cont! Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Strângând cuvântul tot mai mult în inima ta, în fiecare zi, credința ta va crește, se va mări. Dar dacă tu nu vei mai mânca zilnic, dacă tu nu mai mănânci toată săptămâna aceasta care urmează, atunci să nu te miri dacă credința ta este mică. La fel cum n-ai mânca în trupul fizic, vei fi foarte slăbit, nu mai poți să mergi la muncă, nu mai poți să faci față la viață. La fel este și cu credința. Al doilea lucru, mărturisirea. A doua caracteristică a credinței. Mărturisește-ți credința cu gura ta. Roman capitolul 10, versetul 9 și 10 spune: dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Există mare putere, dragii mei, în ceea ce noi spunem din inimă. Dumnezeu vrea ca ceea ce este în noi, în inima noastră, să iasă afară. Strâng cuvântul tău în inima mea, că atunci când va veni cel rău, că atunci când ies la luptă, că atunci când trebuie să scot ceva din inimă, să nu păcătuiesc împotriva ta. Pavel spune în Efeseni 6 cu 19, rugați-vă pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei. Dacă vrei ca credința ta să crească, mărturisește-o la alții.
spune-o și altora. Și în al treilea rând și ultimul, testează credința ta. Testează-ți credința acționând cu încredere. Dragii mei, noi ar trebui să ne trăim viața în așa fel încât dacă am descoperit că Dumnezeu nu este cine El spune că este, să cădem jos, să avem un șoc extraordinar, să cădem jos. Credința noastră ar trebui să fie de o așa natură încât noi, dacă am conștientizat că Dumnezeu nu este cine ne spune în cartea aceasta că El este, să avem un șoc. Un șoc extraordinar. Și astăzi te provoc, în seara aceasta te provoc, în numele Domnului Iisus Hristos. Nu să-L ispitești pe Dumnezeu, nu, ci te provoc să cauți oportunități în care să te încrezi în Dumnezeu. Să cauți oportunități în care să ieși din barca ta și să spui, Doamne, mă încred în Tine, că Tu mă vei ține de mână. Doamne, vreau ca să merg cu Tine. Doamne, poruncește-mi să vin la Tine. Vreau să ies din zona mea de confort și să îndrăznesc cu Tine. Alege să trăiești viața în așa fel încât Dumnezeu să n-aibă de ales. Alege să trăiești viața în așa fel încât Dumnezeu să spună, mă duc să-i răspund. Îți voi răspunde. Ia decizii care vor cultiva și vor construi credința ta. Hotărăște ca prin toate activitățile tale să-L pui pe Dumnezeu la încercare. Cu privire la bani, că noi toți aici venim și tânjim și căutăm bani, cu privire la bani, Dumnezeu, cu privire la zecială, Dumnezeu spune, puneți-mă la încercare, puneți-mă la încercare și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Caută motive, caută momente să-L pui pe Dumnezeu la încercare. Tu ești aici în seara aceasta cu un scop. Și Dumnezeu astăzi te pregătește pentru ceea ce urmează să vină. Și când vei ieși din zona ta de confort, alege să-ți pui credința ta în El, alege să-ți pui încrederea ta în Dumnezeu, alege să trăiești pentru El, alege să trăiești cu El, alege ca pas cu pas să mergi înainte, tot mai mult câștigând teren pentru Domnul Iisus Hristos și împărăția Lui. Ești gata? Ești gata să te încrezi în El? Haideți să ne rugăm. Pleacă-ți capul acolo unde ești și roagă-te Domnului. Doamne Tată din ceruri, îți mulțumim, Doamne, pentru cuvântul Tău. Mulțumim, Doamne, pentru Duhul Tău cel Sfânt care astăzi ne-a învățat. Doamne, în seara aceasta și noi, la fel ca ucenicii altădată, recunoaștem că-și credința noastră este mică. Și Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos, mărește-ne credința, Doamne. Doamne, vrem să Te cunoaștem mai mult din cuvântul Tău. Vrem să avem un impact mai mare atunci când Te mărturisim cu gura. Vrem, Doamne, ca să Te experimentăm mai mult atunci când ne încredem în Tine. Te rog, iartă-ne că de multe ori n-am stat în cuvântul Tău și credința noastră a fost foarte mică. Iartă-ne, Doamne, când ne-a fost frică să ieșim din barcă și să mergem pe ape. Iartă-ne, Doamne, când ne-a fost frică să ne încredem în Tine. Te rugăm, iartă-ne, Doamne. În seara aceasta ne întoarcem la Tine. Îmbrățișăm credința ca mod de viață, credința care crește pe tărâmul Scripturii, care vine prin cuvântul Tău. Doamne, nevoile noastre sunt mari, dar Tu, Doamne, Tatăl nostru, ești un Dumnezeu mare, slăvit să fie numele Tău. Și Tu, Doamne, Te poți ocupa de fiecare de la noi din adunare. De aceea Te rugăm, Doamne, în seara aceasta, dă-ne o credință mare ca să trăim cu Tine și să trăim pentru Tine, până când în ziua aceea va fi doar sărbătoare în împărăția Ta. Doamne, toate acestea le cer prin credință, Doamne. În numele Fiului Tău prea iubit, Domnul Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Amin. Amin. Așa cum stăm fiecare, aș vrea ca să mă mai îndrept către o categorie de aici, din seara aceasta, care poate n-ați făcut pasul acela al credinței
să vă deschideți inima și să-L primiți pe Iisus Hristos în inimile voastre. Și voi trebuie să faceți pasul acesta ca să puteți să gustați viața cu Dumnezeu. Și tu trebuie să faci pasul acesta al pocăinței, să-ți predai viața ta în mâna Domnului, să renunți la viața de păcat și să-L primești pe Iisus Hristos în inima ta. Oare de ce n-ai alege să faci lucrul acesta în seara aceasta? Spune o rugăciune simplă după mine dacă vrei să faci lucrul acesta. Spune, Doamne, vreau un nou început cu Tine, dar știu că Tu nu poți să mergi cu mine dacă este păcat în viața mea. Așa că Te rog în numele Fiului Tău, Iisus Hristos, să mă ierți de păcatele mele. Spală-mă și pe mine în sângele Fiului Tău, iubit Iisus Hristos, de toate păcatele. Îmi pare rău că te-am întristat, te-am supărat așa de mult cu păcatele mele. În seara aceasta Te rog să mă ierți, Doamne. Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ai milă și de mine. Izbăvește-mă de viața mea și dă-mi viață cu Tine. Cred, Doamne, că m-ai iertat prin Iisus Hristos. Cred, Doamne, că în seara aceasta mă primești în familia Ta. Cred, Doamne, că îmi vei da Duhul Tău cel Sfânt, așa cum mi-ai promis prin al Tău cuvânt. Cred, Doamne. Mulțumesc, în numele Fiului Tău, Iisus Hristos, îți mulțumesc. Amin. Mă îndrept către tine care te-ai rugat această rugăciune, care ți-ai deschis inima să-L primești pe Iisus Hristos în inima ta, să primești iertare de păcate. Vreau să te asigur prin credință că deja păcatele tale au fost iertate. Biblia spune că mai ai de făcut un pas și deja am citat pe Apostol Pavel din Roman capitolul 10, prin mărturisire, prin mărturisirea cu gura. Prin mărturisire se ajunge la mântuire. Dacă te-ai rugat rugăciunea aceasta și ți-ai deschis inima față de Dumnezeu, mărturisește lucrul acesta printr-o mână ridicată. Acolo unde ești, ridică mâna ta sus, vreau ca să te văd, slăvit să fie Domnul, Domnul să te binecuvinteze. Și pe tine acolo, Domnul să te binecuvinteze și pe tine. Slăvit să fie Domnul, Domnul să vă binecuvinteze. Două suflete care în seara aceasta, puteți lăsa mâna jos, două suflete care în seara aceasta au venit la Dumnezeu. La Dumnezeul care dă speranță, la Dumnezeul care dă credință, la Dumnezeul care dă mântuire. Slăvit să fie El. Mare bucurie este în ceruri pentru un singur păcătos care se întoarce, dar pentru doi bucuria e dublă, slăvit să fie Domnul. În seara aceasta, mântuirea a intrat în viețile voastre. Binecuvântat să fie Dumnezeul cerurilor și Dumnezeul vostru, Dumnezeul nostru al fiecăruia în parte. Amin. Dăm pe Domnul nostru în această seară, căci numai El este Cel care poate să ne mântuiască pe fiecare dintre noi. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare.
Ne salutăm unii pe alții cu salutul credinței, care îl găsim la Evrei 13, versetele 20 și 21. Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului celui veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus, marele păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ce este plăcut prin Iisus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Iar aceluia care poate să te păzească de orice cădere și să te facă să te înfățișezi fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, a singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru prin Iisus Hristos, Domnul nostru, numai a Lui să fie toată slava, măreția, puterea și stăpânirea, mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Amin. Slăvit să fie Domnul! Vă binecuvânt în numele Domnului Iisus Hristos. Fiecăruia vă doresc o săptămână plină de binecuvântări și plină de credință. În numele Domnului. Haideți să mergem în spate, în sala care s-a pregătit pentru noi, unde continuăm părtășia noastră în casa Domnului.